Cu toate că la sfârșitul anului trecut s-a dat în folosință parcarea din spatele finanțelor publice din Sighetul Marmației, locurile de parcare nu sunt suficiente. În Sighet, această problemă este cauzată și de mașinile care au fost abandonate de câțiva ani și ocupă un loc de parcare sau blochează un trotuar. În mai multe zone ale orașului, zeci de mașini sunt uitate în parcări fără a fi ridicate de proprietari sau de către cei responsabili pentru a elibera locul de parcare.